Un mare șlagăr din perioada interbelică. Trurli, 1935, Teatrul Alhambra. Îl lansau Vasile Vasilache, compozitorul piesei, Nestroie, ei formau vestitul cuplu umoristic și, alături de ei, cunoscută artistă a vremii, Sile Vasiliu, mama actorului de comedie Ovid Teodorescu. Dirijor la Alhambra era marele compozitor de mai târziu, Ion Vasilescu, iar marea vedetă, nimeni altul decât neîntrecutul dizior Titi Botez, care înregistrează la Berlin imediat acest cântec, ce se aude apoi într-una la radio. Îl reiau în timp Gică Petrescu, Mihaela Mihai, Paula Selling și alții. Mihaela Mihai relansează Trurli la Cerbul de Aur în 1969, iar după vreo 40 de ani recurge la o variantă după modelul Mambo No. 5 Lou Bega din 99, care piesă făcea furori încă din 1949, când o lansa muzicianul cubanez Perez Prado, supranumit King of the Mambo. Și uite așa constat că niciodată nu m-am lăsat furat de atâtea amănunte într-o prezentare. Lucrurile care se întâmplă au importanța pe care noi le acordăm, de fapt. Printre flori am colindat, ghiocei am adunat, dar oricât te aflat. Până când de dor purtat, florile am înduioșat, glasul lor am ascultat, pe înserat, pe înserat. Ladies and gentlemen, Trurli number 5. Șoptit-o viorea, c-ai să-mi dai inima ta. Trurli, Trurli, dragă, te-aș ruga pe dumneata să nu dărui altcuiva. Trurli, Trurli, dragă. La 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 la. Dorul nu mi-am potolit, lacrimi multe am risipit și te-am iubit, și te-am iubit. Și de gânduri chinuit, printre flori iar am venit, vioreaua n-am găsit, s-a veștejit și a murit. Trurli number 5, ladies and gentlemen, Trurli number 5, Trurli. Mi-a șoptit o viorea.